Stimate domnule consilier prevențial, stimate doamnelor și domnilor miniștri ai culturii și educației, excelențele voastre, domnilor și doamnelor ambasadori, stimate domnule secretar de stat, stimate doamnă vicepreședinte Asociației Editorilor din România, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, numele meu este Igor Șarov, sunt rectorul Universității de Stat de Moldova și președinte de onoare al Salonului de Carte Bookfest. Îmi face o deosebită bucurie să reiau ce spuneam în anul trecut. Bine ați venit în acest frumos centru Mediacor de la Universitatea de Stat din Moldova, sub onorantul înalt patronaj al celor doi președinți ai țărilor noastre. Aș vrea să ne mulțumesc editorilor din România și din Republica Moldova, care în aceste vremuri de loc ușoare au avut încrederea să se unească la Chișinău și sper că publicul să aprecieze eforturile lor de a aduce aici o galerie impresionantă de autori de anvergură. Bookfest este un eveniment pe care președinții României și a Republicii Moldova au găsit de cuvință să-l onoreze, iată pentru al doilea an consecutiv cu un altul patronaj. Vă rog așadar pe doamna consilier prezidențial, Angela Brășoveanu, să ne transmită mesajul doamnei președinte Maia Sandu. Tablou splendid am aici în față. Stimate domnule consilier prezidențial, doamnelor și domnilor miniștri, domnilor diplomați, ambasadori ai cărții, dragi scriitori, editori și cititori, minunată gazdă. Dați-mi voie să vă citesc un cuvânt de salut din partea președintei Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Evident, excelența sa și-a dorit să fie aici, azi, cu dumneavoastră, celebrând împreună această mare sărbătoare a cărții, dar din păcate dumneavoastră sosește în țară abia în după amiaza acestei zile. Dar am o veste bună. Mâine, de ziua limbii române, la ora 10, exact aici, în această sală, doamna președintă va citi copiilor una dintre cărțile copilăriei sale, Micul Prinț. Așa că vă invit să veniți și să vă copilăriți. De acum, aici, voi da citire mesajului. Dragi oameni ai cuvântului, dragi prieteni ai cărții, salut cu mare bucurie deschiderea acestei noi ediții a Bookfest-ului, eveniment care an de an, grație efortului, dedicației și consecvenței organizatorilor, domnule Metrică, tot respectul, capătă tot mai multă culoare, greutate, grandoare și semnificație. Bookfest-ul, așa cum îl vedem în această ediție, ne demonstrează că sub aspect literar și editorial, granița de la Prut nu mai există. Scriitorii moldoveni apar în ediții extraordinare la editurile din București, Iași sau Bistrița, la fel cum autorii din România consideră prestigios să apară în splendide volume la editurile din Chișinău. Apreciez această infuzie tot mai concentrată de produs cultural românesc calitativ la Chișinău, la fel cum este apreciată prestația artiștilor noștri în orașele României. Funcționăm pe principiul vaselor comunicante, ne alimentăm reciproc, creștem împreună. Cele 30.000 de cărți care își dau întâlnirea astăzi cu viitorii cititori, prezența zecilor de scriitori din prim planul vieții literare românești, care vor asigura răsfățul intelectual al acestor zile. Dragă doamnă Bode, vă mulțumesc frumos pentru extraordinarul dumneavoastră efort. Șirul impresionat de lansări, dezbateri și dialoguri literare sunt un semn că, în pofida rănilor financiare provocate de pandemie, de războiul inuman din țara vecină, de crizele energetice, de creștere semnificativă a prețurilor la hârtie și la servicii tipografice, fragila industria editării de carte a reușit să reziste și chiar să se fortifice. Tot respectul pentru acei care, chiar și în aceste vremuri extrem de complicate, se încăpățânează printr-un efort mai degrabă iluminist decât acel al urmăririi unui profit considerabil să producă o carte de calitate. Mă bucură faptul că în acest an Ministerul Culturii a găsit posibilitatea și a reușit aproape să dubleze bugetul pentru programul de editare de carte națională, ceea ce înseamnă câteva zeci de titluri noi și câteva zeci de mii de exemplare care vor ajunge în bibliotecile din țară. Dar mai avem atât de mult de recuperat. E din iertat faptul că încă o bună parte din fondurile bibliotecilor sătești și raionale mai sunt cu caractere chirilice, la 32 de ani de independență. Câte generații de copii ar fi putut să se formeze altfel? Merg în fiecare săptămână prin satele Moldovei, discut cu adolescenți, cu tineri și descoper cât potențial au, câtă sete de a răzbate, de a crește, de a deveni cineva, văd în ochii multora dintre ei. De noi depinde dacă acest potențial
această promisiune a unor viitoare realizări vor fi sau nu vor fi valorificate. De aceea cred cu tărie că accesul la carte fiecărui copil din cel mai îndepărtat sătuc al țării înseamnă și accesul la o altă calitate a vieții și accesul la un viitor pe care îl merită, accesul la un viitor pe care îl merităm cu toții. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am lansat la începutul acestui an campania națională de promovare a lecturii Cartea Deschisă. M-am bucurat că sute de biblioteci publice și școli, universități, centre culturale, companii private sau chiar centre pentru seniori s-au aliniat cu entuziasm campaniei, revigorând sau deschizând noi cluburi de lectură. M-am întâlnit nu demult cu membrii clubului de lectură de la liceul Spiru Haret din Chișinău și am fost extrem de impresionată. Cât de viu gândesc, cât de nuanțat, ce capacități analitice au și cât spirit critic. Acești copii vor fi mult mai pregătiți să nu cadă pradă fake news-urilor, să nu se lase influențați de propagandă, să nu fie manipulați. Acești copii vor putea să se adapteze și să se dezvolte oriunde și oricând. Dar ei sunt copii de capitală, au acces la orice carte și-o doresc, la întâlniri cu scriitori și critici, la festivaluri literare. Provocarea este cum să extindem acest format asupra întregii țări. Dragi scriitori români, de pe ambele maluri ale Prutului, critici literari, editori și jurnaliști culturali, dumneavoastră aveți un potențial imens de a influența minți și inimi, de a oferi căi spre răspunsuri la marile întrebări existențiale și de a construi punți viabile pentru dialog. Dumneavoastră puteți fi catalizatorii unor schimbări de traiectorii existențiale, puteți crea medii fertile dezvoltării libertății de gândire, condiții care ar putea fi de o însemnătate crucială pentru cei care fac primii pași în marea viață, dar și pentru acei care fac efort să-i țină piept. Vă îndemn, sper că o fac cu destulă eleganță, să mergeți și să mergem împreună spre acei care poate nu au avut șansa de a avea o carte în casă, dar care pot deveni viitorii dumneavoastră cititori, viitorii oameni cu gândire liberă și viitorii cetățeni care să facă din Republica Moldova o mândrie de țară. Vă mulțumesc! Încă de la prima ediție Bookfest Chișinău am avut și am simțit susținerea constantă și decisivă a administrației prezidențiale de la București. De 2 ani avem și o concretizare formală a acestui sprijin prin conferirea înaltului patronaj. Îl rog pe dragul nostru prieten, domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor, să ne transmită mesajul excelenței sale, domnul Klaus Iohannis, președintele României. Vă mulțumesc mult, domnule rector, și mulțumesc mult organizatorilor acestui Salon Internațional al Cărții pentru invitație și dumneavoastră, doamnelor miniștri, domnilor ministri, domnule vicepreședinte, domnule secretar de stat, în primul rând, doamnă consilier prezidențial, omologul meu de la Chișinău, dragi editori, am plăcerea, bucuria și privilegiul să dau citire mesajului președintelui României, care spune următoarele. Mă bucur să acord înaltul patronaj ediției din acest an a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, alături de președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Subliniem astfel importanța cărții și a limbii române în patrimoniul nostru cultural comun și ne manifestăm prețuirea față de poeți, față de scriitori și față de publicul cititor. Bookfest Chișinău, organizat cu pasiune de către Asociația Editorilor din România și Universitatea de Stat a Republicii Moldova, a devenit, începând din 2016, un reper al vieții editoriale românești. Este un eveniment care readuce periodic cartea în centrul atenției, transformându-o într-un vehicul, într-o veritabilă punte de spiritualitate și solidaritate între cele două maluri ale Prutului. Într-un context în care societatea moldovenească se angajează tot mai profund pe calea europeană, iar autoritățile se străduiesc să contracareze efectele agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei,
să promoveze valorile umaniste, cartea și lectura capătă o semnificație deosebită. Anii întunecați ai comunismului ne-au învățat că în carte găsim călăuza noastră spre libertate. Astăzi, în fața amenințărilor la adresa democrației și a drepturilor fundamentale ale omului, cartea trebuie să fie scutul care ne protejează de toxicitatea discursului manipulator, de mirajele și pericolul întoarcerii la trecutul totalitar. Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2023 debutează în ajunul sărbătoririi Zilei Limbii Române, atât în România, cât și în Republica Moldova. Prin intermediul dialogului dintre autori și cititori, prin deschiderea către tineri, elevi și studenți, acest eveniment devine o mărturie a rolului, a misiunii și a destinului limbii și literaturii române, ca și a creșterii contribuției noastre la patrimoniul cultural universal. În încheiere, mesajul președintelui României spune: urez mult succes Bookfest Chișinău 2023. Sunt convins că prin eforturile organizatorilor și prin entuziasmul publicului cititor, cartea va triumfa. La mulți ani limbii române și iubitorilor ei. Mulțumesc! Bookfest Chișinău este un eveniment care s-a născut într-o instituție de suflet pentru mulți de noi. Ministerul Culturii, care ne este alături de fiecare ediție, și îmi face plăcere să-l invit pe domnul ministru Sergiu Prodan să ne transmită salutul domniei sale. Și în ultimul rând să vă mulțumesc, stimate domnul ministru, pentru implicarea dumneavoastră personală în organizare, întâlnirile cu editorii de pe cele malurile Plutului și susținerea permanentă acestui eveniment. Stimați consilieri prezidențiali, doamnelor și domnilor miniștri, excelențele voastre, domnule secretar de stat, domnilor secretar de stat, dragi colegi, putem vorbi la nesfârșit despre importanța lecturii și ca pilon de bază a formării unui om. Niciodată nu vom osteni să facem acest lucru și oricât n-am vorbit, niciodată nu va fi prea mult. Ministerul Culturii al Republicii Moldova depune eforturi considerabile pentru ca generația tânără să citească cărți. Pentru că, spunea cineva, în viitor, cei care în copilărie citesc cărți îi vor conduce pe cei care privesc televizorul sau stau pe rețelele de socializare, poate fi spus astăzi. Este cu deosebită plăcere, vreau să menționez faptul că o parte din cărțile expuse în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest ajung ulterior în colecțiile Bibliotecii Naționale și colecțiile bibliotecilor publice din țară. Urmarea a desfășurării celor 5 ediții anterioare a Salonului de Carte, un număr exact pe care mi l-au scris colegii, 17.201 exemplare de carte, constituind carte nouă și de calitate, au ajuns cu titlu gratuit în bibliotecile din țară prin donații distribuite. Iată de ce, concomitent cu Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2023, Ministerul Culturii lansează campania națională Septembrie, nicio zi fără lectură. Parte a programului național Lectura Central, program gestionat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Campania pivotată pe promovarea lecturii ca bază pentru cultură și cunoaștere se va desfășura pe parcursul lunii septembrie în cadrul Sistemului Național de Biblioteci la nivelul întregii țări. Și aici vreau să fac un îndemn, o chemare. Haideți să nu ne limităm la luna septembrie, deci avem un an întreg la dispoziție ca să citim, ca să deschidem o carte,
ca să deschidem o carte alături de copiii noștri, chiar dacă ei încă nu știu să citească, noi putem să le arătăm cât de frumoasă este cartea și cât de importantă este să pună mâna pe ea. O altă acțiune a Ministerului Culturii, prin care se celebrează cartea și lectura, reprezintă Programul Național de Promovare a Lecturii Carte Deschisă. Program lansat la 14 februarie 2023, de Ziua Națională a Lecturii, cu activități ce continuă să se desfășoare până la sfârșitul lunii decembrie anului curent. Proiectul se desfășoară sub înaltul patronaj al președintei Maia Sandu și are ca scop animarea, dezvoltarea și consolidarea interesului față de lectură în rândurile generației în creștere, stimularea inițiativei creative în rândurile elevilor, a gândirii critice și a libertății de exprimare. Programul presupune crearea unei rețele de cluburi de lectură, care s-ar consolida în timp și ar intra în bibliotecile publice, școlile, colegiile, universitățile noastre, centrele pentru tineret și casele de cultură din Republica Moldova. Ministerul Culturii susține și financiar achiziția de carte pentru cluburile de lectură și distribuirea acestora cu titlu gratuit bibliotecilor din sistemul de învățământ și bibliotecilor publice din Republica Moldova. Totodată, țin să menționez faptul că în acest an activitățile programelor prenotate vor fi axate pe aspectul promovării și cunoașterii valorilor europene prin lectură. În acest context, bibliotecile din țară vor organiza activități de informare privind valorile europene, servicii de dezvoltare a competențelor digitale în vederea promovării cărții și lecturii. Eficacitatea activităților organizate în biblioteci, bazate pe valorile demnității umane, libertate, solidaritate, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, poziționează biblioteca ca centru comunitar care promovează democrația și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Vreau să urez mult succes Salonului de Carte Bookfest, să subliniez încă o dată că Ministerul Culturii din Republica Moldova și astăzi doamna ministru Turcan a subliniat că și Ministerul Culturii din România tratează cu maximă atenție și deosebire și o deosebită contribuție acest for important. Ieri, în cadrul conferinței de presă, a apărut ideea, dar poate să-l facem de două ori pe an, ca să fie mai des. Și am ajuns la concluzia că ce e frumos, e bine să fie odată. Cred că trebuie să mergem spre aprofundarea efectului acestui minunat salon de carte, astfel încât post-gustul în urma festivalului să dureze cât mai mult și cât mai mult cetățeni în ziua de astăzi să citească cărți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, stimate domnul ministru. Ministerul Culturii din România este susținătorul celor mai importante ediții a Salonului de Carte Bookfest, cea de la București și de la Chișinău. Sunt onorat să întâmpin aici pe doamna ministru Răleca Turcan, pe care o rog să ia cuvântul. Excelențele voastre, doamnă și domnule consilier prezidențial, doamnă și domnilor miniștri, stimate oficialități, stimați participanți, dragi prieteni, încep prin a vă spune bine v-am găsit și în același timp că sunt extrem de onorată să am ocazia să particip și să transmit câteva gânduri în deschiderea celei de-a șasea ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Ediția din anul 2023 este o continuare firească a multor evenimente culturale care au loc la București și în marile orașe, atât din România cât și din lume, iar eforturile organizatorilor și ale Ministerului Culturii
care sprijină financiar anul acesta cu o sumă chiar mai mare față de edițiile precedente, subliniază un lucru, și anume că sprijinul culturii la Chișinău este o preocupare constantă și crescândă a României. Prezența atâtor edituri și editori într-un singur loc, întâlnirile dintre scriitori, participarea, sper eu, intensă a cititorilor care vor veni în zilele următoare la Bookfest, reprezintă de fapt esența promovării și consolidării identității noastre comune, prin dialog, prin cunoaștere și limba română. Sunt prezente la Chișinău cele mai importante edituri din România și din Moldova, ceea ce demonstrează amploarea acestei ediții a festivalului. Cele 30.000 de titluri de carte în limba română aduse din ambele țări și 90 de lansări de carte sunt o dovadă a bogăției culturale extraordinare din țările noastre și trebuie să prețuim lucrul acesta și să-l facem cunoscut. În era tehnologiei, consumul de cultură scrisă și achiziția de cărți au nevoie să fie încurajate, iar aceasta este o bună practică europeană. Uitându-mă în sală, văzând reprezentanții editurilor, scriitori, știu că nu au o viață ușoară și cu toții înțelegem lucrul acesta, pentru că apetitul pentru lectură și pentru carte scrisă s-a redus destul de mult la nivel internațional. Și atunci orice guvern și orice minister de resort are obligația de a acorda o atenție crescândă și punctuală pentru consumul de cultură scrisă și achiziția de cărți. Și am fost extrem de încântată să aud în prezentarea domnului ministru al culturii câteva priorități europene care sunt prezente și la Chișinău, dar și în România. Și am fost surprinsă să constat că în România, de exemplu, achiziția de carte și infuzia de carte în bibliotecile din România nu s-a mai făcut de câțiva ani. Lucru care, pe fond, afectează toată industria de carte, dar afectează în primul și în primul rând cititorii. Și atunci mi s-a părut corect ca printre primele măsuri luate ca ministru al culturii să lansez un program de achiziție de carte, astfel încât să facem o infuzie de cărți în bibliotecile din România. Mai mult decât atât, există fonduri naționale, europene, nerambursabile, care pot fi direcționate pe programe culturale pentru încurajarea lecturii, lucru pe care noi îl facem și o să doresc să devină o constantă până la urma mandatului oricărui ministru al culturii. Cartea, cititul, cultura în ansamblu sunt aturile națiunilor avansate, națiuni care valorizează educația și accesul la cunoaștere. Și în același timp, în fața dumneavoastră, mă angajez ca mandatul meu de ministru, sprijinul oferit de Ministerul Culturii din România să fie unul constant care să contribuie la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Organizatorii nu au propus întâmplător această perioadă pentru Bookfest Chișinău. Mâine celebrăm împreună Ziua Limbii Române, limba noastră comună, una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și probabil cea mai frumoasă limbă de pe pământ. Să dăm așadar credit oamenilor de cultură autentici de pe ambele maluri ale Prutului, să le citim cărțile și să le promovăm creația. Este o datorie pe care o avem fiecare dintre noi. Mult succes, Bookfest Chișinău! Vă mulțumim și noi, stimată doamnă ministru. Ministerul Educației
Dorim cu Ministerul Culturii, în orice țară este coloana vertebrală a industriilor culturale. Știu că o persoană dinamică care își dorește schimbările în sistemul educațional și în domeniul științei, precum este domnul ministru Dan Perciun, are toată deschiderea pentru adaptarea învățământului la nevoile pieței muncii și mă bucur să-l invit la pupitru. Vă rog frumos, domnul ministru. Dragi colegi și dragi prieteni, vreau să încep prin a felicita organizatorii cu desfășurarea acestui important eveniment. Este un reper pe agenda culturală a Republicii Moldova și o ocazie extraordinară de a promova lectura. Despre importanța lecturii au vorbit toți astăzi. Cred că este clar pentru toată lumea că o societate educată este o societate care citește. O societate care citește este o societate rezilientă, care gândește critic, care poate lua decizii informate, care face alegeri politice bune, care nu se lasă dezinformată și manipulată de actori externi. Iar pentru Republica Moldova astăzi acest lucru este mai relevant ca niciodată. Așa că, bineînțeles, că apreciem maxim asemenea gen de evenimente care vin să susțină lectura și să încurajeze pe tineri să citească. În același timp, cred că este important să ne întrebăm cum facem lectura mai accesibilă, cum aducem mai multe cărți în mediul rural și nu doar, ori nu întotdeauna cartea este și disponibilă pentru toți, indiferent de mediul social din care vin. Și aici statul are un rol foarte important în a aduce și fizic cartea mai aproape de către elev, dar în egală măsură de a acoperi și anumite costuri. Vreau să salut inițiativa Ministerului Culturii de anul trecut de a implementa acel voucher cultural de care beneficiază toți copiii de 18 ani, primesc o sumă de 1000 de lei, care le permite să acopere anumite costuri, fie că e vorba de o participare la un spectacol, fie de achiziția unei cărți. Și am văzut foarte mult interes din partea tineretului atunci când sunt puse și resurse, sunt investiții și resurse și sunt puse la dispoziție pentru a citi și pentru a procura carte de calitate. În același timp, atunci când au posibilitatea singuri să aleagă ceea ce vor să citească. Așa că eu cred că noi trebuie să continuăm, ambele ministerii la nivel de guvern, să scalăm acest instrument minunat, prin care să facem cartea mai accesibilă pentru toți, indiferent de mediul social din care vin și de posibilitățile financiare pe care le au. În aceste zile, invităm toți tinerii, profesorii, copiii să vină la Bookfest, să descopere ultimele ediții, cele mai frumoase, interesante cărți care sunt astăzi pe piață și mulțumim inclusiv României în mod deosebit pentru toată susținerea care au oferit-o pe parcursul anilor în desfășurarea acestui eveniment, în dotarea bibliotecilor noastre școlare cu carte de calitate și, încă o dată, îi așteptăm pe toată lumea la Bookfest să procure carte bună și să pună umărul la o societate mai educată. Mulțumim! Da. Vă mulțumim și noi, stimate domnule ministru. Privim cu un interes deosebit efortul pe care doamna ministru Ligia Deca le face în cadrul programului România Educată, a cărui elaborare a coordonat-o încă de la început. Vă asigur, stimată doamnă ministru, că ne-ați făcut individuași pe fondurile pe care România le investește în educație și le spune la dispoziția sistemului educațional prin intermediul acestui program România Educată. Sperăm să fim capabili și noi de la ceva similar la un moment dat și vă invit să ne transmiteți gândurile noastre, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru sprijinul constant care l-am simțit atât parcursul perioadei noastre în calitate de consilier prezidențial, cât și în calitate de ministru al educației. Lecțiile României trebuie să învățate. Am avut această posibilitate și la Consiliul Rector, repetate rânduri, dar și în cadrul întâlnirii de ieri la universitate. Vă mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă consilier prezidențial, stimată domnule consilier prezidențial, dragă Sergiu, doamnă și domnilor miniștri, distinși organizatori, domnule Mitrică, domnule rector Șarov, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În primul rând că doresc să-i mulțumesc domnului Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, pentru invitația de a participa la deschiderea ediției 2023 a Salonului Internațional de Carte Bookfest, organizată în zilele acestea la Chișinău, cu deschiderea chiar în ajunul Zilei Limbii Române. Este clar,
pentru noi toți și antevorbitorii mei au subliniat acest lucru din multiple puncte de vedere. Cărțile sunt o oglindă a modului nostru de viață și a valorilor noastre, atât naționale cât și universale. Și în același timp, cărțile ne permit să transcendem realitățile în care trăim, să ne transportăm în lumea protagoniștilor și să vedem lumea prin alte lentile decât cele pe care contextul personal ni le oferă. Sunt, dacă vreți, atât o resursă intelectuală cât și o sursă de empatie. În calitate de ministru al educației, am absoluta convingere că lectura este una din competențele de bază care oferă tuturor, copii și adulți deopotrivă, fundamentul necesar pentru a parcurge un traseu de învățare. Că vorbim despre educația inițială, că vorbim despre formare pe tot parcursul vieții și astfel contribuie la împlinire nu doar pe plan profesional, cât și personal, civic sau social. Este clar că fără lectură este greu de crezut că oricare dintre noi poate face față provocărilor actuale. De asemenea, știm cu toții că lectura este o competență care se dezvoltă de la cele mai fragede vârste. Începe cu decriptarea și înțelegerea imaginilor și primelor semne și continuă pe tot parcursul vieții. De aceea, preocuparea pentru lectură și contactul direct cu cărțile pe care târgul de carte o mijlocește fericit, trebuie să înceapă cât mai devreme. Începând cu educația timpurie, atât la nivelul școlii, atât la nivelul grădinițelor și creșelor, dar și în interiorul familiei. Și s-a mai spus aici ceva despre cum cei care citesc îi vor conduce pe cei care nu citesc. Dar eu cred că este necesar ca lectura să fie abordată și din perspectiva dezvoltării tehnologice moderne și să utilizăm aceste instrumente, pentru că ele sunt instrumente. Comunicarea prin rețele sociale, dispozitive electronice, abordări transversale, da, îngemânarea între artă și lectură, în așa fel încât lectura să fie partea contextelor noi de învățare și partea rutinelor pe care copiii noștri le capătă într-o lume din ce în ce mai digitalizată. În România, prin noua lege a învățământului preuniversitar adoptată și promulgată în această vară, ea izvorăște din viziunea România Educată a președintelui României, sub înaltul patronaj al căruia se află evenimentul alături de înaltul patronaj al doamnei președinte Maia Sandu, vom dezvolta două programe naționale pentru promovarea lecturii și a culturii în rândul elevilor. Un program este O carte pentru fiecare, program gândit împreună cu Uniunea Editorilor și evident că își propune promovarea interesului elevilor pentru lectură și un alt program care se numește Vouchere pentru Cultură, care permite beneficiarilor, adică elevilor, accesul la evenimente culturale, intrări la muzee, cărți sau excursii organizate în scop cultural. Totodată, sigur că da, suntem parteneri cu societatea civilă într-o serie de activități extracurriculare și extrașcolare pentru elevii din mediul rural și cei din comunități dezavantajate, pentru a lega copiii din toate mediile de fenomenul lecturii. Organizăm Olimpiada Națională pentru Lectură și, în mod specific, o olimpiadă de lectură pentru elevii de gimnaziu din mediul rural. De asemenea, copiii din familiile defavorizate și izolate, pentru că avem zone geografice izolate, participă la programul Citește-mi 100 de povești. Este o inițiativă a mediului non-guvernamental în parteneriat cu Ministerul Educației. Majoritatea grădinițelor din România sunt partenere în program și demnitarii, oamenii de cultură, persoanele publice merg în școli și grădinițe să citească, tocmai pentru a da un exemplu. Știm, România sărbătorește în fiecare an pe 15 februarie Ziua Națională a Lecturii și atunci organizăm în toate unitățile de învățământ activități de promovare a lecturii, iar în timpul orelor de curs, elevii sunt încurajați să prezinte cartea preferată, să citească din ea și să discute pe marginea ei. Zilele trecute am avut onoarea să am discuții aprofundate cu domnul ministru, cu domnul rector, cu alți oameni care iubesc cultura și educația în Republica Moldova. Și una dintre ideile care s-a desprins în repetate rânduri a fost nevoia de consolidare a unui spațiu lingvistic și cultural comun. Și este clar
că Bookfest este unul din instrumentele majore în acest scop. În final, aș dori să-mi exprim aprecierea pentru activitatea deloc ușoară a profesioniștilor din sectorul cărților, al editurilor, al traducătorilor, care, prin eforturile lor, adesea puțin apreciate, la justa lor valoare, ne permit accesul la cunoaștere și la bucuria lecturii. Le mulțumesc tuturor și le urez mult succes pe mai departe, asigurându-le de sprijinul Ministerului Educației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, stimat domnul, pe această deschidere și confirm, parcursul acestei zile, cuvintele un spațiu comun, armonizare, compatibilizare au fost frecvent utilizate și ele se vor materializa cu siguranță prin proiecte concrete. Multe proiecte frumoase și cu un țibit impact pentru buna zidire a studenților Universității de Stat din Moldova se datorează proiectelor susținute de Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova. Bookfest Chișinău este un asemenea proiect și el nu ar fi fost posibil fără contribuția esențială a domnului secretar de stat Adrian Dupu, un mare prieten al Republicii Moldova, al Universității de Stat Moldova, în particular, care conduce Departamentul Relației cu Republica Moldova, finanțatorul Bookfest și pe care îl invit să ne vorbească. Stimate domnul secretar de stat, vă rog. Vă mulțumesc, domnule rector, stimată doamnă consilier prezidențial, stimate domnule consilier prezidențial, doamnelor și domnilor miniștri, stimați invitați, este o mare bucurie să vedem această sărbătoare a cărții care vine și în acest an în capitala Republicii Moldova și sunt onorat să mă aflu aici la deschidere alături de atâți oficiali din România, cât și din Republica Moldova, pentru a sărbători împreună Cartea Românească și Limba Română în cadrul acestui eveniment care aduce un omagiu literaturii și, așa cum au spus și antevorbitorii mei, chiar astăzi în ajun de Ziua Limbii Române. Legăturile dintre România și Republica Moldova nu sunt doar istorice. Limba, tradițiile și valorile noastre comune servesc ca o punte care ne conectează și ne încurajează să continuăm și să recunoaștem semnificația profundă a colaborării noastre. Bookfest Chișinău se desfășoară și în acest an sub înaltul patronaj al președintelui României, excelența sa, domnul Klaus Iohannis, și al președintei Republicii Moldova, excelența sa, doamna Maia Sandu, ceea ce vine să confirme importanța culturii și a limbii române în consolidarea legăturii dintre România și Republica Moldova. Cea de-a șasea ediție Bookfest Chișinău continuă să-și mențină rolul uneia dintre cele mai importante proiecte culturale care celebrează și încurajează dragostea pentru lectură. Un proiect finanțat și susținut de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, prin care ne dorim să promovăm și să încurajăm educația și cititul în limba română, în spiritul culturii românești, aici, în Republica Moldova. Timp de 5 zile, Universitatea de Stat din Moldova devine locul dedicat culturii, un loc în care îmi doresc foarte mult să ajungă părinți, profesori, studenți și inclusiv copii pentru a descoperi cărți noi, cărți îndrăgite, cărți în limba română. Învățarea și educarea fiecărei noi generații în limba care ne definește cultural și spiritual, cea care ne afirmă identitatea, este fundamentală, dar cel mai important este și cea care ne ghidează spre viitor. Nu putem și nu trebuie să minimalizăm niciodată importanța cărților în viața noastră, pentru că acestea au puterea de a ne educa, de a ne inspira și de a aduce schimbarea. Cititul trebuie să devină o rutină în viața fiecăruia, pentru că nu putem să vorbim despre o societate educată fără lectură. Și vreau să închei prin cuvintele cronicarului Miron Costin, care, după sute și sute de ani, sunt la fel de actuale și astăzi. Nu este alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cititul cărților. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnul secretar de stat.
Institutul Cultural Român este instituția care a susținut încă de la prima ediție acest eveniment Bookfest Chișinău și cred că aici ar fi cazul să ne aducem aminte de contribuția esențială atât a domnului consilier prezidențial Sergiu Nistor, a președintelui CRU-ului de atunci și domnul Boroianu, a directorului Institutului Eudoxiu Hurmuzache Nicolae Brânze, fără de care nu ne imaginez începutul la acest Bookfest. Astăzi îmi face plăcere să-l salut pe domnul vicepreședinte Attila Weinberger și să-l rog să ne vorbească, deși mi-aș dori să-l pot ruga să ne cânte la chitară. Domnule Safi, un dublismen remarcabil, recunoscut și apreciat de către pasionați. Stimate domnule vicepreședinte, vă rog să aveți cuvântul, dar nu înainte de a vă felicita cu ziua de naștere. Din întâmplare, astăzi dedicarea Bookfest-ului, priviți vă rog în întregii comunități Bookfest-a noastră personal, felicitările cu ocazia zilei noastre. Doamnă consilier prezidențial, domnule consilier prezidențial, doamnelor și domnilor miniștri, onorată asistență, mă bucur foarte mult că mă aflu aici în numele Institutului Cultural Român, care este un vector important în dinamica Bookfest-ului, indiferent unde se află pe planetă. Limba este vehiculul identității, iar limba tipărită este dovada peste timp și care atestă, dovedește și poate dă speranță pentru viitor. Noi cu toții ne întrunim în limbă, prin limbă, și sper din toată inima că noi fiind doar niște umili servitori a limbii care la un moment dat se va manifesta în carte. Carte care ar trebui să devină o instituție în sine. Mă bucur foarte mult că ICR-ul poate să contribuie și poate să participe și în acest an la Bookfest-ul de la Chișinău și felicitări organizatorilor și eu mulțumesc că sunteți aici și mult succes în continuare și la mulți ani limbe române de care eu sunt profund îndrăgostit. Mulțumesc! Cea mai importantă contribuție la organizarea acestui eveniment le aparține, cum spuneam de la început, editorilor din Republica Moldova și din România. Salut prezența în această sală a președintele Uniunii Editorilor din Republica Moldova, domnului Gheorghe Prine, a vicepreședintele Uniunii Editorilor din Republica Moldova, domnului Gheorghe Rezeanu, a domnului Iurie Bârsa. Și sunt deosebit de onorat să o invit în scenă pe doamna vicepreședinte Lidia Bodea, Asociația Editorilor din România, un prieten deosebit și un intelectual desăvârșit, pentru a ne transmite salutul Asociației Editorilor din România. Doamnelor și domnilor, înalți reprezentanți ai Moldovei și ai României, iubite gazde, dragi prieteni, îmi revine rolul de a semna epilogul acestei festivități și v-am pregătit o surpriză. Voi citi la rândul meu un mesaj. Voi citi mesajul celui care a inventat Bookfest-ul în 2006, Gabriel Licea, nu la momentul acela președinte AER, organizatorul de astăzi Bookfest Chișinău. Mă bucur să știu că astăzi, după aproape 20 de ani de când Salonul Internațional de Carte Bookfest a găsit, încă de la prima ediție din 2006, grație AER, formula optimă de promovare a cărții în țara noastră, e Salonul de Carte Bookfest din nou la Chișinău. Și mă bucur că evenimentul acesta se petrece sub înaltul patronaj al președinției României și al președintei Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, căreia regret că nu pot să-i transmit în persoană omagiile mele și adâncile mele sentimente de admirație. Dat fiind că de față se află, din partea României, ministrul culturii, doamna Raluca Turcan, și ministrul educației, doamna Ligia Deca,
îmi exprim speranța și am totodată încredințarea că promisiunile făcute la nivelul guvernului în dificilii ani din urmă vor fi grabnic onorate. Am în vedere reintroducerea voucherului de carte pentru profesori, TVA-ul diferit la carte, adică la alimentul de bază pentru hrana minții umane și, în sfârșit, schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural. Știu că mâine este sărbătoarea limbii române la Chișinău. Mai știu că civilizațiile lumii au murit și mor pe limba analfabeților lor. Mai știu că toate națiunile care s-au născut în secolul XIX în Europa s-au născut în jurul unei mari literaturi naționale. A fost, prin excelență, și cazul României și este, astăzi, al unei țări de limbă română ca Republica Moldova, care se hrănește cu literatura care a făcut din limba română o limbă mare. Și de aceea, mai presus de orice, știu că iubirea de țară și viitorul ei țin de iubirea clasei politice pentru limba poporului pe care îl conduce. Fără această iubire, un popor dispare din istorie, așa cum au dispărut etruscii. Iată de ce cultivarea cuvântului este sarcina cea mai înaltă a clasei politice a unei țări. Spuneam că e un cuvânt de epilog, dar cred că de fapt e un prolog ideal pentru ce veți face mai departe și pentru cele 5 zile de Bookfest. Mai am un anunț din partea AER. Republica Moldova e pentru noi invitatul de onoare la Bookfest București anul viitor, deci ne vom revedea, va fi prilej de bucurie și atunci. Și cred că, domnule Șarov, dimpreună putem spune să înceapă lansările. Domnul Cioroianu e deja pregătit, primul eveniment, prima întâlnire cu un scriitor iubit de la București, Adrian Cioroianu, va fi, cred, în jumătate de oră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această intervenție, pentru mesajul dumneavoastră, pentru ideile foarte bune. Cred că o platformă mai bună pentru politicile în domeniul culturii, în domeniul corță, nici nu poate fi decât Bookfest-ul și pentru o veste minunată. Republica Moldova este invitatul de onoare pentru anul viitor la Bookfest 24 la București. Înainte de a oferi cuvântul de bunul meu prieten, distinsul istoric, ministru diplomat, domnul profesor Adrian Cioroianu, vreau să vorbesc câteva cuvinte despre partenerii noștri. Bookfest Chișinău a avut norocul să fie ajutat în eforturile de promovare de o echipă profesionistă pe care partenerii noștri strategic în cadrul proiectului Tehnologiile Viitorului ne-au ajutat să o avem la dispoziție. Acest proiect este derulat de ambasada regatului Suediei și sunt onorat să o prezint aici pe doamna Karin Borovici, dar și echipa de la ambasada Suediei. Vă mulțumesc mult și agenția SUA pentru dezvoltare USAID. De asemenea, a fost determinantă și implicarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, reprezentată aici de domnul președinte Sergiu Harea. Stimate domnul Sergiu Harea, vă mulțumesc mult dumneavoastră și echipei și vă salut cu multă căldură. Excelențele voastre, domnule și domnilor, sunt onorat să pot spune că pot declara oficial deschisă cea de-a 6-a ediție a Salonului de Carte Bookfest Chișinău și invit vorbitorii la o poză de grupă pentru a-i oferi în continuare posibilitatea istoricului, diplomatului, ministrului, bunului meu prieten Adrian Cioroianu, care ne-a adus un volum superb despre experiența sa de ambasador la Paris. Domnule profesor Cioroianu, drag Adrian, după poza de grup, scena vă aparține.